Mă numesc Alin Adrian Nica, sunt primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș, România. Avizul pe care trebuie să-l elaborez se referă la evaluarea la mijlocul perioadei a pieței unice digitale. Avizul pe care trebuie să-l elaborez din partea Comitetului Regiunilor se intitulează Evaluarea la mijlocul perioadei a pieții unice digitale. Piața unică digitală este practic economia viitorului, dar dorim din ce în ce mai mult să o facem economia prezentului. Europa are nevoie de racordarea la era digitală și din acest punct de vedere avizul pe care trebuie să-l elaborez este cu atât mai important. Piața unică digitală este importantă pentru regiunile și orașele noastre pentru că acestea sunt cele mai apropiate de cetățeni și atunci când vorbim de piața unică digitală, cetățenii sunt în prim plan ca principalii actori pe această piață digitală. Pentru regiunea de unde provin, este foarte important ca piața digitală să primească un nou impuls, deoarece regiunea Banatului este o regiune în care telecomunicațiile și era digitală sunt foarte prezente, știut fiind faptul că Timișoara este unul din orașele României cu cea mai mare viteză la internet. De aceea, această piață unică digitală, care în opinia mea reprezintă economia viitorului, trebuie din ce în ce mai mult să o aducem în zilele noastre și să o facem să fie economia prezentului.